simți în momentul în care vii tu, Cătălin, în studio cu rațiunea zilei? De fiecare dată găsesc o piesă să ne veselim puțin, știi? Da. Pentru că vii tu într-o notă din asta sobră. Da, poate nu neapărat sobră, tristă. Dar ce să facem, că astea sunt știrile. Lasă că o să vină. Auzi, te-ai gândit, ziua... ți-ai imaginat o zi în care uite, să vină Iorgu Ianuși. Da. Știi, este ora 14, asculta știrile Europa FM și Iorgu să spună: astăzi nu s-a întâmplat nimic, acestea au fost știrile, zi frumoasă. Da, există și abordarea asta. Din păcate, în fiecare zi se întâmplă câte ceva. Dar poți să dai în fiecare zi, dacă vrei, câte o știre bună. Păi asta încercăm să facem, să dăm câte o știre bună, câte o vibrație faină să iasă de la radio așa. Ne da, iese, nu ne iese, nu știm. Am găsit eu una, acum uite, dacă vrei așa la întâmplare. Ia să vedem. În G4 Media: câtă bere, vin și tărie poți bea după noile normative canadiene fără să riști boli grave? Aha. Da. Și cât? Acum citeam, că acum am deschis-o, deci mi-e teamă că ne taie și rația de băutură. Deci permiteau 10 băuturi, știi că se măsoară, e un gramaj, 10 băuturi. Și acum să vine și poți să spune... Poți 25. Ai vrea. La vremurile astea. Deci, potrivit acestei recomandări, mai mult de 2 băuturi standard, adică fiecare echivalentul unei porții de 341 de mililitri sau unui pahar de tărie de vin 142, da, aduce rezultate negative destul de importante și, de fapt, recomandarea este să nu bei... Să nu consumați alcool. Da, da. Bine, deci recomandarea este să nu bem nimic. Da, cam ok, așa. Am înțeles. Orice cantitate de alcool este, nu e bună pentru sănătate. Bun. Deja mă simt prost, dar nici nu știu de ce am deschis știrea asta, serios, adică... Și mai ales că ai zis că vii cu știrea bună. Da, așa mă gândeam, am zis că ne dă voie mai mult. Da, dar ți-am zis. Nasol. Vă rog, nu mai studiați asta, dar nu ne dă voie, nu ne dă voie deloc. E bine că râz, că... Da, la ce am să zic mai departe? Păi știu, de asta râd înainte. Râsă, da. Exact, da. Bine, hai să zic atunci, cu, la rațiunea zilei, un pic în Ucraina. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mai multe evenimente în Ucraina. S-a prăbușit un elicopter, nu se știu cauzele exacte. Practic, întreaga conducere a Ministerului de Interne din Ucraina se afla în elicopter. Acesta a căzut pe o grădiniță unde cel puțin 3 copii au murit. Sunt scene șocante acolo. Autoritățile din țara vecină investighează ce s-ar fi putut întâmpla. E doar una dintre ororile războiului în desfășurare. De partea cealaltă, aliații de partea cealaltă, în continuare se primesc ajutoare și oamenii care acționează în serviciile de urgență din Ucraina intervin la acel bloc din Dnipro, unde se speră că mai găsesc supraviețuitori. Bloc lovit de o rachetă, 44 de persoane știu în momentul ăsta că ar fi murit acolo, dar operațiunile de salvare continuă și asta se întâmplă în spatele liniei frontului, pe linia frontului la Soledar. Anunță aliații, partea europeană, că orașul ar fi fost părăsit de trupele ucrainene. În timp ce în Rusia, președintele Putin are astăzi un discurs care spune în felul următor: vom continua operațiunea specială din Ucraina, așa o numește, până când se vor opri luptele din Donbas. Acesta este scopul nostru, spune președintele Putin. În realitate, zice el, aceste lupte din Donbas nu s-au oprit din 2014 până acum, iar ceea ce facem noi astăzi este să le oprim. Asta ne zice președintele Putin și... Foarte asta... nervos, săptămâna trecută l-am văzut. Da. Asta înseamnă că lucrurile escaladează, adică vor merge din rău mai rău. Dnipro e un exemplu că lucrurile au razna acolo. Da, și probabil că planul este... aducerea cât mai multor militari în zona respectivă și încercarea de a obține prin acest sacrificiu uman zona respectivă, așa cum a obținut orașul Soledar. Zice presa din Rusia că numărul militarilor va fi ridicat la 1,5 milioane,
forții impresionante, este o armată mai mare decât a Chinei și probabil că mulți sute de mii vor fi trimiși pe front drept carne de tun acolo. Iar de partea cealaltă, Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, spune că suntem într-o fază crucială a războiului și că ucrainenii vor primi armament din ce în ce mai important pentru a opri aceste forțe rusești care se vor prăvăli peste ei. Adaug și o declarație a lui Mircea Joană, care spune în felul următor: învățăm acum ca să ne pregătim pentru alte războaie și... toate lucrurile astea vi le spun dintr-un singur motiv. Toate semnalele care vin din acești poli de putere, fie că e vorba de Europa, de Rusia sau de Ucraina, arată că suntem într-o perioadă de creștere, escaladare, cum ar spune diplomații. Adică acest conflict nu numai că nu e pe cale să se stingă, dar că va spori ca intensitate pe zona respectivă a frontului. Plus că, în mod cert, Ucraina și ceea ce reprezintă populația civilă va fi atacată în continuare cu diverse rachete care vor lovi, știu, locuri, centrale electrice și alte spații civile. Știți că Rusia pregătește și niște platforme de lansare a unor rachete din Belarus și, în același timp, militarii ucraineni sunt instruiți în Statele Unite să folosească rachetele Patriot, care sunt rachete interceptoare pentru diverse obiecte zburătoare care vin înspre ei. Deci nicio șansă ca la un an de război acesta să se liniștească sau să începe. Dar ai senzația asta că lumea fierbe, adică dacă te uiți și în Taiwan și peste tot în lume ce se întâmplă? Conflicte, chiar dacă sunt activiști de mediu, dar uite ce se întâmplă în Germania, lumea, nu ai senzația că lumea fierbe? E o perioadă de reașezare după o pace continentală care a durat 70-80 de ani. Așa a fost suficient. Da, nu am învățat foarte multe. Pacea noastră este tulburată de oameni care nu sunt mulțumiți de modul în care s-au așezat puterile lumii. Și probabil că tulburarea asta va mai dura o perioadă importantă din viețile noastre. N-am o concluzie bună, dar vineri am programat, sper ca evenimentele să ne lase, vineri am programat o întreagă România în direct cu istoricul Cosmin Popa pe această temă și vom căuta împreună explicații pentru ceea ce urmează să se întâmple în săptămânile viitoare în Ucraina. Măcar pentru Ucraina, dacă nu mai mult. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM. I love the music. Pentru orice motiv ne asculți, love the morning. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM.